Bine v-am regăsit pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem o etalare de dragoste pentru săptămâna 17-23. Să vedem ce vă pregătește această săptămână în dragoste. Ce așteaptă pe pești în această săptămână în dragoste? Ce așteaptă pe pești în această săptămână în dragoste? Haideți să vedem. Am pus o carte pentru domn, am pus o carte pentru domn. Dragile mele din Zodia Pești, săptămâna asta luați acțiune pentru domnul din Zodia Pești. Deci, pentru domnule din Zodia Pești, cele care aveți o relație de lungă durată, se pare că aveți aici un bun prieten. Un bun prieten care are două fețe, cineva care vă este aproape, cineva care, cum să spun, s-a dat prieten până acum, poate să fie o prietenă sau un prieten, s-a dat prieten pe lângă dumneavoastră până acum, dar a fost o persoană destul de șireată. Cred că este, mai degrabă, cred că este vorba despre o femeie care are bucurii la partenerul dumneavoastră. O femeie șireată, o femeie care vă este prietenă de destul de mult timp și parcă împărtășiți cu ea foarte multe secrete. Împărtășiți cu ea secrete despre familia dumneavoastră, despre soț, despre casă, despre intimități, iar ea a colectat toate aceste informații și parcă vrea să vă facă rău, să-i spună partenerului dumneavoastră să vă facă rău cu propriile vorbe. Ea având bucurii la partenerul pe care îl aveți, cele care aveți o relație stabilă, cele din Zodia Pești. Este o persoană destul de parșivă. Este o persoană care provoacă, vă induce în confuzie și în ceață. Exact ăsta e cuvântul potrivit, vă induce în ceață. O persoană care este și ea la rândul ei, deci acționează în felul următor. Ea nu spune mai nimic despre ea, însă vă lasă pe dumneavoastră să spuneți mai tot despre dumneavoastră. Ea stă și ascultă și analizează și vă face săptămâna asta, asta se anunță. Parcă vrea să vă facă rău cu propriile dumneavoastră vorbe. Însă despre partener pot să văd că este un partener destul de stabil. Un partener care cred că are foarte mare încredere în dumneavoastră. Cred că nu se uită în stânga și în dreapta, nu ascultă ce spun alții sau altele. Aveți încredere unul în celălalt foarte mult. Relația voastră este bazată pe încredere, comunicare. Este o legătură foarte strânsă între dumneavoastră și soț sau partener. Iar lucrul acesta cam o dezarmează pe această prietenă care vrea să vă facă rău în familie. Ba chiar mai mult de atât, la sfârșitul săptămânii se pare că primiți o invitație de la soț sau de la partener, o ofertă să plecați undeva, vă schimbați locuința sau să plecați într-o mică vacanță. Ceva foarte, foarte frumos va face partenerul pentru noastră la sfârșit de săptămână. Iar această carte spune despre doamnele căsătorite că veți lua acțiune în ceea ce privește prietena. Prietena va fi înlăturată. Veți decide să încheiați această prietenie, căci această femeie nu este sinceră și nu va duce bine relației, nu vă face bine. Este o persoană și foarte bârfitoare, o persoană care
în care nu, ați avut foarte mare încredere, însă care a fost foarte ascunsă și duplicitară. Pentru doamnele singure, care săptămâna aceasta în dragoste, se pare că săptămâna asta se anunță o săptămână, ca să spun așa, între. Nici rea, nici prea bună, adică nici cu prea mare, cu prea multe întâmplări în dragoste. Parcă veți ieși mai mult cu prietenii, prietenele, veți primi invitații să plecați undeva, să ieșiți undeva, undeva probabil că în natură sau undeva probabil la munte să plecați sau în orice caz veți face o ieșire cu prietenii. Nu, vă văd mai mult alături de pe doamnele singure din Zodia Pești, mai mult alături de familie, mai mult alături de casă, parcă cereți sfatul mamei, vorbiți cu ea, poate să fie și tatăl și mama, dar mai degrabă mama, parcă vorbiți foarte mult cu mama dumneavoastră despre situația dumneavoastră sentimentală, că nu vă găsiți pe nimeni sau că nu aveți pe nimeni, dar nu vă văd foarte supărate. Vă văd nici îngândurate, nici supărate, adică vă văd pur și simplu mai mult, ca să zic, indiferente în această săptămână. Adică luați ce vine, vă bucurați de fiecare zi și nu așteptați nimica, nu vă faceți planuri, nu. Pentru domnii din Zodia Pești, săptămâna aceasta se anunță o săptămână grea în cazul în care aveți o relație de ceva timp și v-ați propus căsătorie sau v-ați propus să treceți la un alt nivel al relației. Este posibil ca partenera să decide să încheie relația cu dumneavoastră pentru că ați ținut-o prea mult în așteptare. Ori dumneavoastră ați așteptat prea mult, ori mai degrabă ați ținut-o pe ea în prea multă așteptare. I-ați cerut prea mult timp să vă aștepte. N-ați fost hotărâți, v-ați trezit cam târziu. Cam așa ceva. Parcă sunteți și niște persoane foarte infidele, și cele singure, și cele. Și cei. La bărbați mă refer, și cei. Singuri și cei care sunteți angajați într-o relație, parcă aveți foarte multe conexiuni și legături pe internet, prin intermediul telefonului, dar mai mult pe internet, parcă frecventați foarte des site-uri de matrimoniale, de socializați foarte mult cu diverse doamne, domnișoare, faceți foarte multe ieșiri, nu știți ce vreți, nu știți ce vreți. Și parcă și relația aceasta, dacă se termină în această săptămână, parcă vă lasă indiferenți. Nu vă văd supărându-vă din acest lucru, nu vă văd suferind din acest lucru. Parcă sunteți cum bate vântul, adică nu prea vă interesează mai exact. Ori mai poate fi vorba pentru bărbații care sunteți chiar căsătoriți din Zodia Pești, ca partenera să vă prindă cu o infidelitate și să vă spună mă despart de tine sau să aibă o ceartă, parcă orice v-ar reproșa trece pe lângă urechile dumneavoastră și nu auziți nimic, parcă nu suportați să fiți criticați, să vi se ceară explicații, nu suportați să fie partenera geloasă sau și orice scenă de gelozie v-ar face, vă lasă rece, adică o țineți tot pe a dumneavoastră ce vreți să faceți. Vă simțiți stabili, vă simțiți bazați pe dumneavoastră, aveți foarte multă încredere în dumneavoastră și simțiți că aveți tot timpul din lume. Parcă asta este mentalitatea din această săptămână pentru bărbații din Zodia Pești. Cam aceasta a fost etalarea de dragoste pentru Zodia Pești pentru această săptămână. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.